самая первая вращающаяся планета вокруг меня. Я всегда мысленно с ней советуюсь. У Фемии фуарте активы, у Фемии лидер. Человек, благодаря которому все случилось в моей жизни. Есть муза мя ан тото че фак. Но есть у алты фиенца, кари есть аша де апропи суфлетului меу. Есть протектаря мя. Та май джингаша персона, кари ам cunoscut-o în viața mea. Mama mea. Mama. Mama mea. Mama. Mamulea. Mama mea. Mama. Mama mama. I-am lăsat întotdeauna într-o situație în care eu singur să iau decizii. Eu cred că asta a fost cel mai mare lucru care a putut să facă mama mea pentru mine. M-a format foarte mult ca personalitate. Și stă la baza succesului, bine, așa numit, succesului meu și în carieră, dar și în viața personală, pentru că este dificil să combine aceste lucruri, dar mie mi-a reușit. С маленькой ей всегда говорила, что ты должна быть когда-нибудь выше, достичь таких достижений, которые выше, чем как бы мы с отцом, твои родители. Mai mult de 20 de ani se află în Spania și, desigur, pentru familie este ca un gol atunci când nu există mama alături. În același timp, acest lucru îți permite să devii mai independent și mai de sine stătător, să iei decizii mai asumându-ți riscurile corespunzătoare. Deși mama mea foarte des spune că unele lucruri însuflate de ea nu sunt pozitive, eu le consider foarte pozitive. Мне кажется, что я научила ее познавать даже то, к чему как бы кажется нам, что вот я это для меня это сложно, это не смогу, но пробовать и стремиться надо. Atunci când ea își poate permite să vină cel puțin pe o lună, noi încercăm să ne strângem toată familia, vine și fratele meu care se află în Spania și sora mea, vin rudele soțului și atunci facem o reuniune familiară împreună cu fiul nostru care la fel astăzi se află în Germania. Mai multe conflicte de copilărie despre care îmi amintesc sunt se referă la școală. В подростковом возрасте она много на себя брала, мне кажется, и слишком хотела быть самостоятельной. Sistem sovietic, el era gândit să producă oameni egali, ascultători și cuminți și din acest motiv poate cineva care a fost altfel nu a fost posibil să încadreze așa de repede în acest sistem. Mama mea vroia ca eu să fiu medic, fiindcă de aia s-a realizat probabil în fratele meu visul ei, dar eu eram convinsă și de faptul că eu nu vreau să fiu medic. Eu știam foarte clar ce eu nu vreau să fiu și am zis categoric, eu medic n-am să fiu. Am fost prima la limbi străine întotdeauna și am mers la limbi străine. A fost o decizie care am luat-o și îmi pare rău că am luat această decizie sau cel puțin nu am mers la două facultăți. Я всегда болезненно реагировала, когда она дружила или хотела проводить время с детьми из другого социального среза, так сказать. Eu n-am simțit niciodată că sunt limitată la persoane cu care se comunic sau nu. И мне казалось, что это будет занижать успехи человека, который стремится больше уделять внимание тем, кто в тебе нуждается. Я сказала, что она должна тянуться к тем, от которых она может научиться, опыт другой какой-то положительный взять. Eu mă bucur că mama mea a avut înțelepciunea să mă lase să cred așa cum am vrut eu să cred și să procedez așa cum eu am considerat oportun. Каждая мать, я думаю, я в том числе готова как бы на все для того, чтобы своих детям помочь, спасти их, направить. Практически на все способна, на то, что я знаю, что я могу предпринять.